Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Giurgiu i-au observat pe cei doi bărbați care se deplasau pe jos pe podul prieteniei dinspre Bulgaria spre România. Aceștia au reținut imediat și au condus la sediul punctului de frontieră pentru verificări. La cercetări, persoanele în cauză, care nu dețineau documente de identitate asupra lor, au declarat că sunt cetățeni sirieni, în vârstă de 37, respectiv 38 de ani, și doreau să ajungă într-un stat din vestul Europei. Totodată, la controlul corporal asupra celei de-a doua persoană, a fost descoperită o carte de identitate cu semnele autorităților bulgare, document care, în urma cercetărilor, s-a constatat că este fals. Polițiștii de frontieră au întrerupt călătoria celor doi și, conform protocolului româno-bulgar, aceștia au fost predați poliției de frontieră bulgare. În vederea continuării cercetărilor.